Mare atenție atunci când mergeți cu cei mici la cumpărături. Hipermarketurile sunt pline ochi de sărbători, iar în forfota din magazine, un moment de neatenție este destul pentru o sperietură zdravănă. În câteva clipe, copilul poate să dispară și să ajungă cine știe unde. Iată cum puteți să evitați astfel de surprize. Părinții copilului Popescu Adrian sunt așteptați la recepție clienți. Adrian are 4 ani. Într-un moment de neatenție, părinții l-au pierdut în haosul cumpărăturilor, într-unul dintre cele mai mari centre comerciale din capitală. Adrian a fost găsit de un angajat al magazinului și dus la biroul de relații cu clienții, de unde părinții l-au recuperat. Dar nu de fiecare dată se întâmplă așa. În nebunia de sărbători, copiii pot să iasă singuri din magazine sau chiar să se rănească până să-i găsească cineva. Este indicat și o brățară din hârtie atașată la mâneca hainuței copilului sau un bilețel pe care sunt trecute datele părinților. În momentul în care acesta este găsit, să fie contactați părinții. Recomandat e totuși să nu-i luați pe copii în locurile aglomerate, dar dacă nu aveți alternativă, învățați-i să ceară ajutor în momentul în care se pierd. Copiii ar trebui să știe, dacă le permite vârsta, numele întreg, numele părinților, numărul de telefon al unuia dintre părinți sau chiar adresa. Eu cred că ar trebui să-i țină lângă ei, să nu-i lase singuri. Trebuie tot timpul să fie cu ei, să-i ia binoclii. În primul rând, niciodată să nu meargă în spate. Să-i lase acasă dacă au cu cine. Uite, să-i țin așa cum îi țin eu, să nu-i scape din ochi. Poliția le recomandă părinților să nu-i scape din ochi pe cei mici nici la petrecerile și evenimentele în aer liber organizate în această perioadă. Pe Ziua Națională, de exemplu, 10 copii s-au pierdut în zona Arcului de Triumf.